Știam că va fi un meci greu, știam că întâlnim o echipă care antrenorul joacă acasă și terenul și antrenorul care e experimentat, știu să joace la rezultat. Știam că va fi greu să deschidem, trebuie să ne adaptăm la teren, la toate. Am încercat, cred eu că ofensiv am, iar m-am făcut în deplasări, anumite majoritatea deplasărilor, lens previzibil, mult individual, fără să combinăm, fără să găsim soluția. În ultima treime, defensiv, ok, bine, dar trebuie să o facem mult mai bine, o altă atitudine, o altă determinare, un alt spirit care trebuie să existe, pentru că așa e fotbal, trebuie să schimbi vitezele, să fim mult mai cu viteză în plus, ca să putem să ajungem și la poartă, să luăm și goluri, să nu luăm goluri. A ajuns adversarul odată în care, sau de câte ori, mă rog, exagerez puțin, dar la primul șut cu poartă, am luat gol. Noi am avut și noi bară, am avut și noi alea în prima repriză, dar nu vreau să caut scuze sau alibiuri, că nu sunt persoana care face lucrul ăsta. Din contră, nu meritam, am meritat și conștienți că ne așteaptă una foarte greu. Întrebări, vă rog. Două înfrângere cu nouă promovată. Două nouă promovată în țara asta, ați pierdut pe amândouă. Da. E o statistică care zice multe. Din păcate, da, am pierdut două meciuri cu două, dar sunt divizia. Eu văd că sunt echipe foarte bune, din ce în ce au loturi bune. Fiecare au puterea lor. Noi, la noi e problema, noi trebuie să căutăm lucrurile, noi trebuie să găsim drumul și cadența care trebuie, pentru că clar că trebuie să medităm, trebuie să facem lucruri importante ca să schimbăm lucruri, ca să luptăm, că va fi un an foarte greu. Ce credeți că îi conferă ediției acesteia de campionat doza de imprevizibilitate în care, iată, oricine poate să bate pe cine și orice echipă care în principiu declară obiective în alte poate să piardă orele, cum s-a întâmplat, de exemplu, și ieri la Iași cu Cluj și astăzi și în atâta situație, în numai câteva etape. Nu știu, las pe voi eu ce să zic. Pentru mine e greu să găsesc în momentul de față de ce. Pentru că probabil că echipele care vor, au pretenții, trebuie să facem fotbal mai bun. Adică și jucătorii să aibă jucători care să facă diferență. Și după aceea, bineînțeles, să joci ca echipă, să joci foarte bine, nu cum am jucat noi astăzi, individual. Eu asta am văzut, asta am și spus-o la antrenor pe bancă. Nu mi explic lucrul ăsta și nu știu de ce. De ce nu combină, de ce nu fac lucrurile, de ce nu se duc până în capăt la tactică și la că e ofensivă, că e defensivă, să muncești pe ea, să te duci și să o faci ca lumea, pentru că ea ți-a adus succes și atunci când ți-a adus succesul, trebuie să te duci după ceva care și atunci să o faci, să o repezi, să o faci mai bine. Da, poate și eu un an mai, așa zic eu, încep să-i spun, dificil pentru noi, să trebuia să strângem rândurile, să vedem și în continuare să suferim și vom vedea ce va fi. Nu știu. Dar e important să ne pregătim altfel. Ce este mintea unui fost jucător de NBA când vede execuții de genul acesta ale jucătorilor dumneavoastră pe final de partidă? Da, e o întrebare șmecheră. Eu știu că jucătorii de clubul ăsta a făcut foarte bine până acum. Odată facem asta, probabil anul ăsta am început, avem inconstanță destul de mare, de la un meci la altul, de la o zi la alta, dar în rest, noi au arătat că eu cred că mă bazez pe și cred mult în jocul colectiv, că la fotbal trebuie să știi să joci ofensiv și defensiv colectiv foarte bine, echipa în general să aibă o tactică foarte bună
după aceea, bineînțeles, că într-o zi sau în alta, un jucător sau altul o să iasă în evidență, dar totul pleacă de la colectiv. Deci toți câștigăm meciurile și toți le pierdem. Cred că se scapă unul dintre noi de la lucrul ăsta. Cu toții suntem acolo, cu toții suntem împreună în același loc, nu ne satisfacem suporterii, nu prestăm fotbalul care l-am făcut până acum și nu putem să ne ascundem să zicem că nu e sau să găsim motive. Din contră, trebuie să căutăm să schimbăm lucrurile, clar, 100%, ca să ne mulțumim suporterii și nu și cu noi și să vină să ai victorii, pentru că dacă nu, pentru asta nu cer. Așa că, nu, odată s-au văzut atâtea în fotbal, deci odată ți intră, odată nu intră, dar măcar să ajungi acolo, măcar să vezi că e acolo și cu siguranță că dacă o faci bine, colectiv, vei avea satisfacții mari. Săptămâna viitoare cu Dinamo. Oricare noi, e greu, toate meciurile grele, trebuie să ne pregătim fiecare săptămână, să ne gândim la meci, sunt 3 puncte, trebuie să ne luptăm, să încercăm să facem, să aducem victoria, pentru că așa trebuie, pentru că așa ne dorim, așa avem nevoie, sunt niște motive care, clar, zilele astea o să muncim, să ajungem cum trebuie